No, dragi prieteni, fumegă. Astea semne bune. Semne bune anuare. Aici avem leacurile. A? Avem leacurile pentru orice fel de boală, beteșug. Sănătate vă doresc, o zi superbă și vă țin la curent cu ce se mai întâmplă aici la reactorul principal. A? Facem noi o treabă bună. Și acum punem peste infrastructura. Se zice că nu se mai construiește în România, dar se construiește, uite. Ce frumos. Așa. Foarte bine. Lemne sunt. Să vedem ce materie primă găsim. Să intrați în fața, să vedem ce urmează. După ceapă, ce vine domnul Ciobi? Apă. Apă. Ceapă și apă rimează. Carne. Carne. Și pălinca tot timpul, nu, domnul Feli? Nu, se aprinde focul. Se aprinde focul. Domnul Demire, veneați la... Da, domnule. Ia să vedem. Lingura aia mare funcționează? Să nu mi se prinde ca pe ce zic muierile. Că n-am fost bun de nimic. Ei dai mult fum. Dar la sfârșit dăm guiaș numai cu buletinul, ca la moaște, nu? Corect. Cine are... La câte 2 metri distanță. La 2 metri distanțare punem lingura. Cam atât are lingura asta de lemn cu distanțare. Astăzi mâncăm cu distanțare. Și aici facem proțap. La proțap facem. Da. Vedem noi ce prindem la proțap sau pe proțap. Important e că ne încălzim pe gratis. Pe proțap, așa e cel mai bine. Deci ceapa se oglindește. Înseamnă că urmează partea grea, artileria grea, artileria grea. Să vedem cum ce continuăm. Aștept de la master șefii din jurul meu. Că eu sunt numai șef de pahar, paharnic șef. Cu oglinda, că doar nu suntem femei să ne uităm atât în ea. Pulpă de porc, da, master șef. Cât cuprinde. Așa. Fără milă, fără milă. Le omogenizăm, se împreunează acolo ca fuego cu fanii săi. Ceapa oglindită. Aduceți găleata cu carne. Aduceți găleata cu carne, că numai acum e începutul. Sunetul. Vreau să observați sunetul, da? Din împreunarea cepei cu carnea rezultă un sunet pe care îl puteți auzi noaptea sub plapumă. Cu condiția să fie și partenera de acord. Minunăție! Minunăție! Deja sunt opinii contradictorii. Trebuie pus apă, ceapa nu-i călită, dar eu ascult de MasterChef care ne spune că s-a albit carnea. Carnea și urmează apa. Urmează apa. Apa care nu-i bună în genunchi. Nu-i focul cum trebuie. Arde focul în paie ude. Avem și fundal sonor, DJ Moroșan, și punem apă. Bineînțeles, nu punem orice apă, Carpatica, pentru că noi trăim aici, între aquatica, Carpați. Șeful. Cum ziceți? Aquatica. Aquatica, aquatica. Și mai lăsăm un pic și după aia urmează să punem și... Mătrăgună. Mătrăgună, pentru soții. Pătrunjelul, morcovii și leușteanul. Nu? Cu celebra lingură. Așa. Boia. Este istoricul ăla Lucian Boia care spune despre cum s-a format poporul român și în continuare se deformează. Deci am pus boia. Ceapă, carne de porc, boia, apă și lingură. Totul se face cu distanțare. Iar DJ Andraș ne pune muzică. Brother lui. Avem fani care mai pulsează, care mai reacționează la muzica asta sau toți sunteți fani de Lady Gaga? Hai să vă văd la comentarii. Nu pot să ridic capota de la audio, o să creadă lumea că... Deci, domnul MasterChef, haideți să revenim la subiectul principal. A prins culoare și ce punem? Punem un ardei întreg. Un ardei întreg. Sfârșit. Renumita paprică roșie, Piroș Poprico. Nu-i cipăș, dar de gust. Culoare și savoare. Îi dă culoare și savoare ca și salonul de bronzat la femeie. Continuăm. Cine gustă? Cine gustă? Asta trebuie să guste cineva. Gustă domnul Feri. Ce?
cum e carnea? Cum e carnea, domnul Feri? Mai trebuie. Dacă nu-i carnea cum trebuie, nu putem pune cartofi. Uitați aici bolboroseală, uitați aici situație. Și aici, pentru cine dorește grătar, da, să mai aibă răbdare. Domnul reporter. Domnul reporter, da, gustăm și noi. Șu. E bună. E ok că cu cartofi o să se facă. Da. Da. Știi ce nu-mi place? Tu și data trecută ai pus pastă de... Ai? Dar nu vorbim despre secretul bucătarului. Și acum săvârșim împerecherea cartofilor cu ceea ce este în ceaun. Nu prea mulți cartofi, pentru că o să ne doară genunchii. O să mai fie cartofi. Ce frumos stă ardeiul ca un șmecher de dorobanți în jacuzzi. Da, într-adevăr, nu e ușor, dar până la urmă o să iasă ceva de calitate. Cartofi puși peste ce era. Să-mi ziceți voi ce. Încă o tură de cartofi. Mâncarea săracului. Mâncarea săracului. Așa zice Masterchef domnul Ciobo. Să vină și o lingură, să amestecăm. Peste atâta carne vine și cartoful. Mâncarea săracului. Așa. Imediat și ciolanul a fumat. Și ciolanul a fumat. Să vină. Mișcările le observați, circulare, în sensul învârtirii acelor de ceasornic. Masterchef Ciobi pune ciolanul, prefier, afumat și prefier, ca să nu mai pierdem timpul. Vedeți ce fum iese, ca în stăpânul inelelor. Mai rău de atâta nu se poate, mai bun de atâta nu există. V-am pupat și astăzi, poftă bună, să fim sănătoși și să ne vedem cu gânduri bune în zilele care urmează. Now, the end is near. No, ăsta e un gulaș regulamentar. Aștept în comentarii poze cu guiașurile voastre, cu frământările voastre, cu problemele voastre. Nouă, atâta ne-a ieșit azi. Hashtag atâta s-a putut. Doamne, de bine!